Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la Neconvențional, o emisiune care astăzi l-are invitat pe Cătălin Grigore, cel care este îndrituit să se ocupe de destinele portarilor petrolului. Bună, Cătălin, bine ai venit în cadrul emisiunii. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte, Cătălin Grigore a mai fost prezent într-un platou de televiziune față în față cu mine, acum 8 ani, mai exact pe vremea când a terminat să apere. La vreo câteva luni l-am prins la un alt post de televiziune unde făceam emisiunea Pasul la Offside și iată revine în fața telespectatorilor, reamintindu-vă aici la Ploiești TV că este născut în județul Dâmbovița la Voinești pe 6 octombrie 1977. La 19 ani debutează pentru Chindia, iar 3 sezoane mai târziu este cumpărat de Petrolul Ploiești. Pleacă la Chișinău, joacă pentru Zimbru în 2002-2003, revine în țară și mai apără la Poliaec Timișoara, la CFR Timișoara, la Unirea Urziceni și Astra Ploiești. Agăță mănușurile în cui în 2013, după un ultim sezon petrecut la CS Ștefănești. Cătălin, cu toate că a evoluat pentru Petrolul doar 2 sezoane, între 2000 și 2002, ai fost și ești asimilat ca fiind un adevărat lup. Spune-mi, te rog, de ce crezi acest lucru? Păi, în primul rând, exact cum a spus dumneavoastră, acum 8 ani de zile am încheiat cariera de jucător. Venind de la Chindia Târgoviște în 2000, îmi aduc aminte că am petrecut 2 ani frumoși ca și jucător al Petrolului Ploiești. Probabil pentru că m-am stabilit în Ploiești. Chiar din 2000 locuiesc în Ploiești. Oamenii au apreciat probabil ce am făcut pentru Petrolul din postura de jucător, mai apoi din postura de antrenor al portarilor. Probabil că din cauza aceasta mă asimilează lumea ca un ploieștean și ca un petrolist. Ești venit din patria merelor, cum se spune, da. Cum se vorbește despre Voinești. Cum a fost copilăria acolo între mere? Părinții tăi se ocupă cu așa ceva? Nu. Părinții mei s-au mutat efectiv în localitatea Voinești. Nu suntem agricultori sau ceva. Nu suntem agricultori, nici nu suntem efectiv din zonă. Mama e din județul Ialomița, tata e din Dâmbovița. Prin natura serviciului ei au decis să meargă să se stabilească în Voinești. N-avem niciun măr în grădină, n-avem absolut nimic. Avem prieteni, avem neamuri care ne sponsorizează cu legume. Da. Bravo! A evoluat 17 sezoane de la 19 ani, terminând activitatea la doar 36 de ani. Spun doar pentru că, din punctul meu de vedere, cred că mai era loc pentru vreo 3-4 sezoane. Și eu simțeam că aș mai fi putut juca. Dar din cauza unei accidentări destul de urâte a ligamentului încrucișat la piciorul lui stâng, am avut șansa, să spun așa, să continui activitatea la Poli Iași după ce am terminat contractul cu Astra Ploiești. Am făcut pregătirea de vară cu Iașu la recomandarea domnului Prunea. Am ajuns acolo. Dar, pe începutul campionatului, oamenii mi-au transmis că nu sunt de acord cu salariul și cu contractele pe care eu îl semnasem acolo. Iar cred că am făcut o greșeală, din punctul meu de vedere, că am decis să renunț de bunăvoie la contractul pe care deja îl semnasem cu Poli Iași. De ce? Am considerat că e mai bine așa, la momentul respectiv. Cu dragoste, cu sila, probabil. Da, am zis, domne, dacă nu aveți nevoie de mine, eu știam ce am semnat, voi știați ce am semnat, ați fost de acord la început, după care, cu o săptămână fix înainte de începutul campionatului... S-a dat mutarea în plic. Da. Așa te-ai călăuzit în viață după principiul ăsta? Adică ai acționat exact după inima ta? Da. N-am acceptat să... Compromisul. Da, n-am acceptat compromisul și am fost așa, decis, chiar dacă mersesem la Iași și îmi închiriasem un apartament, eram cu familia aproape să mă mut acolo cu fetița care deja era la școală și a trebuit să fac pasul să mut copilul la școală, bine că n-am mai făcut această mutare. Sigur. Le stricai rostul. Da, și a trebuit să stau, am stat vreo 2 luni de zile acasă, după care prietenul Romica Ciobanu m-a sunat, hai vin la
Ștefănești, el era antrenor principal, zic, hai că vin, vreau să mai joc, vreau să fac din plăcere. Era și aproape, făceam naveta la Ștefănești, lângă București, pe autostradă. Era ușor. Era ușor, erau oameni de fotbal, din păcate, ambii, patronul și omul lui de încredere au decedat. Nu mai sunt, da. Vrem să te întreb unde te-ai, în cariera de fotbalist, unde te-ai simțit cel mai bine? La ce echipă? Cu toate că m-am simțit foarte bine peste tot pe unde am jucat, dar așa ca și o paralelă, nu știu dacă ar fi bine să spun asta, că să-mi se supere telespectatorii, dar ca și portar m-am simțit foarte bine la Poli Timișoara. Păi și de ce să supere? Păi, știți cum sunt oamenii, poate sunt mai... Ce, în perspectiva meciului care stă să... Da, din la contră, asta te gândești? Nu, din contră, eu sunt foarte liniștit și normal. Mergem încrezători că... Ar trebui să câștigăm cele trei puncte. Fără discuție. Spune-mi, te rog, dar și din punct de vedere pecuniar, unde a fost cel mai bine din pentru tine? Din punct de vedere financiar, pentru mine, a fost la Urziceni. La Urziceni? Da. Unde te și-au reolat cu titlul de campion? Da, în 2009 am câștigat titlul de campion cu Unirea Urziceni. Din păcate, spun eu, în acel an am jucat abia aproape, să zic așa, adunate cam 6 meciuri titular. Din postura de rezervă am fost rezervă la toate partidele din acel campionat, dar spun că, din păcate, noi în acei ani ai Unirii Urziceni de glorie trebuia să câștigăm mai multe trofee. Am jucat finala de Cupa României contra CFR-ului, am pierdut-o la penalti, 2 supercupe tot contra CFR-ului, tot pierdute la penalti. Ăla era obstacolul vostru. Da, CFR-ul a fost obstacolul nostru. Și ce paralelist se poate face Dan Petrescu fiind acum antrenorul CFR-ului după ce a câștigat alte ediții de campionat cu CFR-ul? Așa este. Este un antrenor bun. De atunci el era croit doar pentru performanță, nu-l interesa absolut nimic, nu-l interesa cum te numești, de unde vii, de unde ai mai jucat. Păi erai interesa... bun, jucai. Sigur că da. Atunci, în momentul ăla, cred că erau două echipe destul de echilibrate la Urziceni, ca și valoare. Da, jucătorii în lot. Cum era Dan Petrescu, așa, cu relația cu fotbaliștii? Era ferm, corect, intransigent, dur? Cum era? Da, era corect, în primul rând, față de grupul pe care îl formase acolo. Foarte, foarte intransigent cu jucătorii în timpul antrenamentului, dar și în timpul liber. Nu accepta derapaje și nu ți accepta absolut nici măcar un kilogram în plus. Era cazul la mine, să spun așa. Am avut probleme cu greutatea tot timpul și tot timpul eram la un kilogram, două, peste sau sub limită și mă chinuiam tot timpul și n-am avut scăpare. Care era treaba asta cu tine, cu kilogramul ăsta sus-jos? Ești un tip pofticios sau ai metabolismul de așa natură? Probabil că și metabolismul meu este de așa natură. Pofticios sunt ca pe orice anumite, om, sigur. Dar nu neapărat. Nu, fac nu că eu cunosc nu fac oameni și mă da. Trec ușor, ușor, așa, penibil de ușor în categoria lor, care... Să uite, vede ceva și simte că se îngrașe, fără să pună gura. Da, și adică genul ăla de pofticios. Și mie mi s-a întâmplat să am același lucru de problemă, să spun așa. Și la Timișoara am avut o chestie cu Panduru când era antrenor. Nu accepta absolut niciun kilogram în plus și m-am chinuit, să spun așa, în carieră cu treaba asta. Haideți să trecem la oile noastre, cum spune românul, da. De două zile și jumătate... Sunteți din nou ploieșteni după ce ați avut aventura aia de 12 zile la malul Mediteranei, în stațiunea turcă din Lara. Un cantonament util din punctul tău de vedere? Da, a fost bine că s-au găsit posibilitățile necesare să putem merge în Antalya. Din punctul meu de vedere, un cantonament reușit, cu toate că starea vremii nu ne-a permis tot timpul să ne pregătim la așa cum ne-am, cam așa e, Antalya, așa cum ne-am promis, propus. Dar una peste alta, prin jocurile pe care le-am avut și prin condițiile de la hotel și de la teren, eu cred că ne-am îndeplinit obiectivul. Și atins scopul. Da, da. Păi
Tu ai pregătit așa, tu l-ai pregătit pe Avram, l-ai pregătit pe Moroz, l-ai pregătit pe Jercălău. Da. Spune-mi, te rog, trei portari, unul mai diferit ca altul, din toate punctele de vedere, dar mai ales ca și stil, au niște stiluri total diferite, o dinamică deosebită, din punctul meu de vedere, chiar la toți trei. Am stat și am urmărit și din antrenamentele pe care le-ai făcut acolo și am constatat la toți trei o dinamică pozitivă de-a lungul timpului și vreau să te întreb dacă ai fost mulțumit de randamentul lor acolo. Sigur, fiecare portar care momentan este la echipă are calitățile necesare să rămână și să prindă să joace cât mai mult la Petrolul. Toți trei, exact cum a spus, au calități diferite. Ei s-au pregătit foarte bine, cu toate că se putea și mai bine și în timpul jocurilor ar fi putut face mai mult la anumite jocuri și la anumite faze din joc, dar, cum v-am spus, vântul l-a influențat de foarte multe ori calitatea și rezultatul final. Pentru că vorbim de vânt, acum trebuie să spunem și pe asta, era un vânt care pur și simplu te mătura așa, adică simțeai că te împinge la un moment dat de la spate. Da, îți luau practic mingea din mână sau de la picior vântul. Și de acolo și cele două, trei greșeli care au fost ale portarilor la un moment dat, influențate exclusiv de acest rege Eol, cât de mult împietează vântul un astfel, un portar, de exemplu. Din punctul meu de vedere, foarte mult. Mai bine ar ploua torențial și n-ar bate vântul decât să fie invers. Nu mai ai reperele necesare pentru că vântul, suflând la o așa intensitate, mingea capătă alte traiectorii neprevăzute. Exact cum a spus dumneavoastră, așa s-a și întâmplat din păcate la două goluri pe care noi le-am primit în acel stadiu de pregătire. Se întâmplă, e bine că s-au întâmplat în cantonament, da. Oricum, eu am o chestie așa tacită cu portarii, ar trebui să primim cât un gol la două luni de zile și e bine că s-a întâmplat să fie astea două luni de zile. Ăsta e targetul. Da, cam așa aș fi vrut eu și chiar așa s-a și întâmplat. Și perioada de a primi goluri chiar în perioada asta era programată, să spun, da. Mamă. Da, dar acum o să merg la echipă și o să fac un alt pact cu ei. Adică le permit să iau un gol pe lună. Un gol pe lună? Da. Mi se pare colosal, adică un astfel de pact este greu de ținut oriunde. Așa este. La toate ligile. Așa este. Noi încercăm să ne respectăm chestia asta. S-au respectat până acum cele două luni de zile Cât ai? Cinci goluri primite, da. Da, e meritul efectiv al băieților cu care lucrez. Raul Avram a făcut un sezon extraordinar. A avut și concurență foarte bună prin Nicolae Ciubotari și cei doi copii pe care noi avem în club, Alex Radu și Andrei Șergălău. Din păcate, Ciubotari a preferat să plece, a avut o perioadă mai puțin fastă în acest sezon, a avut o perioadă de două luni de zile de accidentare. A preferat să meargă să joace, am fost de acord cu el. Acum sper ca prin venirea lui Sebi Moroz să fie o concurență benefică și cine mai bun și mai în formă să intre să apere, să ajute echipa. Ai vorbit de Raul și de cele cinci goluri primite pe parcursul acestei prime părți a turului, așa cum îi spun eu, cu toate că nu este vorba de un tur, e vorba de ceva la lung, așa. Da. Am descoperit și, de fapt, eu știam acest lucru, Raul Avram, în ciuda faptului că este un dita mai bărbatul, e un tip solid, e un tip înalt, e un tip care are toate calitățile pentru acest post de portar, are și o latură mai sensibilă, este un tip care se interiorizează la un moment dat, este un tip care l-am văzut după greșeala pe care a făcut-o la meciul acela cu 3-3 ăla neverosimil, după ce Petrolul a condus cu 3-1, l-am văzut mergând la malul mării, stând, meditând,
Sunt niște chestii pe care le are un om care are ceva și altceva. Da, nu pot să vă spun exact ce simte un portar atunci când are câte o ezitare, câte o greșeală din aceasta. Dar v-am spus, influențat de climă. El este un tip sensibil, chiar dacă pare Dita destul mai... de sănătos așa ca și bărbat. Este sensibil, latura lui sensibilă. Trebuie să-l ajutăm să treacă peste și să fie puternic în continuare. Eu îl cunosc aproape de aproape 3 ani de zile, pentru că eu am fost cel care l-a adus la Petrolul. El plecând și terminând contractul cu FC Botoșani. El era în drum spre casă, m-a sunat un prieten și mi-a recomandat, uite, e un băiat acolo la Botoșani, pe care eu îl știam ca fiind un portar bun, prin prisma faptului că eu am făcut licența de portari cu antrenorul lui de la Botoșani împreună și am fost acolo și am văzut două antrenamente ale lor. Mi-a plăcut la prima vedere și știam de el și la recomandarea colegului meu l-am adus la Petrol, la Liga 3. Deci a avut tu, adică Petrolul a avut șansa prin tine și Raul a avut șansa prin Petrolul și tine. Da, să spun, da, așa s-a întâmplat. El, după ce a jucat aproape un an de zile la Petrolul Liga 3 și Liga 2, a preferat să meargă la Brăila, a jucat la Brăila un sezon sau 6 luni, nu mai știu exact, după care la Farul și s-a întors la Petrolul. Tot la recomandarea mea, eu nu mai eram la echipă, dar... Ai reușit, adică s-a ținut cont de ceea ce ai spus. Da. Vreau să te mai întreb în momentul când un portar greșește. Hai să luăm tot cazul lui. Obligatoriu el iese din poartă pentru meciul următor? Sau este ceea ce hotărăști pe moment? De obicei nu iese din poartă. Din punctul meu de vedere, pentru o singură greșeală, un portar n-ar trebui judecat. Mai ales dacă el are un sezon bun, dacă a fost influențat de un adversar sau de climă, așa, în cazul ăsta. Să greșească, din punctul meu de vedere, îi se mai acordă o șansă la a doua, a treia greșeală, atunci da, ar trebui scos și tras un pic pe linie. Vezi, Doamne, că mai are și altul, mai vine și altul la rând. 100% ceilalți se pregătesc și așteaptă rândul, dar nu e corect pentru titularul de la momentul respectiv să poată ieși sau să-l scoți din echipă doar pentru o singură greșeală. Nae Constantin, antrenorul principal, ține cont de sugestiile tale vizând numele portarului care va apăra în etapa a 6-a sau a 7-a sau a 8-a? Îmi place să cred că da. Îmi place să cred că nu, da. Eu te întreb, dacă tu urmărești emisiunile mele. Am urmărit, uite, emisiunea cu Nae, de exemplu, a fost întrebarea în oglindă pe care i-am pus-o și mi-a zis că de fiecare dată tu hotărăști. Da. Noi vorbim, asta vreau să spun. Sunt convins, dar am zis că îmi place să cred că ține cu de mea. Vorbim tot timpul, ne sfătuim și în timpul antrenamentelor pe care noi le pregătim în fiecare zi și în parcursul perioadei de pregătire și a campionatului. Ține cont, mă întreabă de fiecare dată de ce cred despre portar și pe cine aș vedea în poartă. Da. Asta este un lucru benefic ca să simți și tu rolul. Și ajutorul tău este de neprețuit, spunea Nae la un moment dat. Da, a fiecăruia zic eu, și secundul, și secunzii, de fapt. Și antrenorul portarului și antrenorul principal a spus că toți formați o familie și că toți hotărâți. Cu siguranță, avem un staff destul de bun, zic eu. Vorbim și colaborăm tot timpul. Avem plăcere și avem bună dispoziție să ne întâlnim și să stăm de vorbă și să pregătim ceea ce urmează pentru săptămâna respectivă sau pentru ziua respectivă. Ne înțelegem foarte bine. Ăsta e un fapt care te face să te simți bine și să-ți dorești să progresezi. Corect. Spune-mi, te rog, a fost Petrolul în discuții în această perioadă până să înceapă acum campionatul și cu un alt portar pe care nu vi l-ați permis sau ceva de genul ăsta? Nu. Nu. Deci s-a mers în continuare cu cei trei după plecarea lui Ciubotari. El mi-a spus și a transmis conducerii înainte să se termine
prima parte a campionatului, exact cum a spus dumneavoastră, că ar dori să meargă undeva să joace. Noi am fost de acord să-l lăsăm să meargă. Căutam, după ce am aflat treaba asta, căutam, ne uitam, ne interesam stânga-dreapta de un portar. A venit Claudiu cu un telefon într-o după-amiază, mi-a recomandat numele lui Sebi și de acolo i-am zis, lasă-mă un pic să... Îl știai? Îl știam, sigur că îl știam, mai ales că noi jucăm cu o etapă după adversarii. Da, deci, practic, îl vezi mereu. Îl vedeam, da, îl vedeam mereu și îl urmăream. Ai agreat stilul lui? Sincer, da, mi-a plăcut în prima fază. De asta i-am și spus și lui Nae și lui Claudiu, lasă-mă o jumătate de oră să fiu un pic mai atent, să-l caut și să urmăresc anumite mișcări ale lui și să-mi dau cu părerea și să le transmit. Ia spune-ne și nouă, ce ai făcut în jumătate de oră? Păi asta nu vreau să-ți fur meseria, sincer. Da, asta este, cum să spun, e meseria mea, trebuie să stau să caut anumite lucruri pe Instat. Bă, ce te uiți? Pe reflexe? Ah, te uiți pe Instat. Caut pe Instat în primă fază anumite lucruri. Da, exact, joc de picior, reacție, poziție a portarului, ieșirea pe centrare. Sunt mai multe criterii după care eu mă ghidez și îmi dau o părere despre... Vorbitul ăsta contează mult? Enorm de mult. Ăsta în poartă? Enorm de mult. El ține un portar în priză, atât pe el cât și echipa trebuie să fie tot timpul în priză. Portarul vede tot jocul din spate și e foarte importantă comunicarea. Dar să fac și lecții de canto, de exemplu, pentru că îi văd, au niște voci baritonale cu toții, care transmit de parcă țin gheața, adică în momentul când ai 10.000 de oameni sau 4.000 sau 6.000 în tribune, nu, parcă nu ai mai zice că se aude așa. E, dar la un antrenament, în stațiunea aia, chiar dacă era vântul ăla, s-auzea peste 4 terenuri. Da, așa este și normal să fie. Nu fac ore de canto sau vocalize. Dar eu tot timpul le cer și îi oblig practic să vorbească cât mai mult. Mai ales că le și spun, uite, jucăm la Petrolul, jucăm la Ploiești cu 10.000, 15.000 de oameni în tribună. Trebuie să vă faceți auziți, trebuie să aveți comenzi simple, clare și cât mai eficiente, probabil. Mai eficiente și... Spune-mi, te rog, în perioada când ai activat, îți mai aduci aminte câte goluri ai luat? Sau ai făcut o statistică pe tema asta? Păi, cred că, sincer, așa, undeva la vreo 170-180 de meciuri. Deci sunt 200 nu, de goluri. Nu, vreau să vă spun că undeva la vreo 170-180 de meciuri am jucat la nivel de Liga 1 și vreo două sezoane sau un sezon la Chindia, la Liga 2. Undeva tot așa, cred că sub 150 de goluri. Sub 150, deci nu știu o medie de sub un gol pe meci. Cam acolo. Care asta cred contează da. Mult. Da. Asta era esența întrebării. Și la un moment dat aș fi vrut să te mai... Te-am lăsat să spui treaba asta pentru că vreau să te întreb dacă ți-aduci aminte de cu totul de un gol deosebit. Un gol deosebit pe care l-ai luat. Păi... Nu vreau să-mi aduc aminte de meciul Poli Timișoara Steaua, unde am avut o seară groaznică, nu eu, ca echipa. Și echipă, da, am pierdut la un scor neverosimil acasă, dar așa un gol ciudat, vă spun că la Astra am luat la un meci de pregătire, a fost un șut de undeva de la 20 ceva de metri din lateral, toți colegii mi-au strigat, lasă-o că e afară. Eu m-am ferit, l-am lăsat brațul jos, a lovit mingea bara, din bară m-a lovit în ceafă și a intrat în poartă. Adică ghinionul maxim pe toate fronturile. Da, și da. De un meci pe care îl consider cel mai bun pe care l-ai avut? Un meci bun. De care să-ți aduci aminte? Păi au fost diferite perioade, dar un meci bun a fost tot la Astra, de exemplu, să vă spun așa. Am bătut Steaua acasă 1-0. Și am apărat bine, a fost ok. A fost rodul acolo, jumătate de meciul ăla, eu știu meciul. Da. Chiar mi-aduc aminte meciul. Da. Jumătate de meciul ăla l-ai făcut tu.
Da. Deci ai avut cel puțin 4 intervenții au fost ultra salvatoare, nu? Da, bine, au fost meciuri și de 1-0 și de 2-1 unde am apărat și am ajutat echipa și la Urziceni și la Ploiești, dar mi-aduc aminte de meciul de la Astra, pentru că e mai recent în memoria mea, că sunt câte, abia... Câte penalturi ai scos? Așa. Puține. 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 Trăgeau aia prea bine sau... Trăgeau și prea bine, câteodată nu ghiceam pentru că la momentul respectiv aveam, n-aveam posibilitatea să urmăresc prea mult adversarii pe ca anumite, acum, ca acum, este. Da, o făceam din instinct. Și te duceai dreapta, era, ce era? Sigur că da, am apărat două penalturi în meciul de supercupă de care vă spuneam, dar... Colegii mei și prietenii mei au ratat 3 sau 4 penalturi, așa că, așa că... Am făcut-o degeaba. Degeaba. Da. Hai să luăm o scurtă pauză de câteva momente și revenim în scurtă vreme.